67. Gloria privi în jur cu o curiozitate ascunsă. Era pentru prima oară în cabina lui Digi. Nu era vizibil mai luxoasă decât noua cabină care fusese pregătită pentru ea. Cabina lui Digi avea un ecran de vizionare mai elaborat și o consolă complexă de lumini și contacte care își închipuia ea îl țineau pe capitan în legătură cu restul navei, chiar și de aici. Te-am văzut puțin de când am plecat de pe Aurora, Digi. Vorbi ea. Sunt flatat că ai remarcat, răspunse Digi rânjind. Ca să fiu sincer, Gladia, și eu mi-am dat seama de asta. Cu un echipaj format numai din bărbați, sari în ochi. Nu e un motiv prea flatant pentru care să-ți fie dor de mine. Cu un echipaj format numai din oameni, presupun că și Daniel și Giscard sar în ochi. Ți-a fost dor de ei tot atât de mult cât ți-a fost de mine? Digi privi în jur. De fapt, mi-au lipsit atât de puțin încât de-abia acum mi-am dat seama că nu sunt cu tine. Unde sunt? În cabina mea. Mi s-a părut o prostie să-i târăsc după mine înăuntrul acestei mici lumi care e nava. Se pare că au fost bucuroși să mă lase singură, ceea ce mă surprinde. Nu, se corectă ea. Dacă stau bine să mă gândesc, a trebuit să le ordon destul de ferm să rămână în cabină. Nu-i ciudat? Aurorienii nu sunt niciodată singuri, fără roboți, după câte am înțeles. Și ce-i cu asta? Odată de mult, când am venit prima oară pe Aurora, a trebuit să învăț să suport prezența reală a oamenilor, cu toate că educația mea solariană nu mă pregătise pentru asta. Învățând să fiu fără roboții mei când și când, poate că îmi va fi mai ușor să mă adaptez când voi fi printre coloniști decât mi-a fost prima oară. Bine, foarte bine. Trebuie să recunosc că prefer să fiu doar cu tine, fără sclipirea ochilor lui Giscard ațintiți asupra mea și mai ales fără zâmbetul ironic al lui Daniel. Nu zâmbește. Mie mi se pare că zâmbește, chiar că are un zâmbet insinuant, senzual. Ești nebun. Lui Daniel îi e total necunoscut așa ceva. Tu nu te uiți la el ca mine. Prezența lui e foarte inhibantă. Mă obligă să mă controlez. Sper să o faci. Nu-i nevoie să speri așa tare, dar n-are importanță. Dă-mi voie să-mi cer scuze că te-am văzut așa puțin de când am părăsit Aurora. Nu e necesar. Din moment ce ai adus vorba, am considerat că e necesar. Oricum, lasă-mă măcar să-ți explic. Am fost pe picior de război. Eram siguri, având în vedere cum am plecat, că navele auroriene ne vor urmări. Cred că au fost fericiți să scape de un grup de coloniști. Desigur, dar tu nu ești o colonistă și poate că pe tine te vor. Erau destul de nerăbdători să te aducă înapoi de pe lumea lui Balei. M-au adus, le-am dat raportul și asta a fost tot. Nu au vrut nimic altceva? Nu. Gladia se opri și un moment se încruntă ca și cum ceva i-ar fi trecut prin minte ca o amintire încețoșată. Orice ar fi fost, trecu și zise indiferentă. Nu. Digi dădu din numeri. N-are nici cap, nici coadă, dar nu au încercat să ne oprească cât timp mai eram pe Aurora și nici după asta, când ne-am îmbarcat și ne-am pregătit să părăsim orbita. Nu o să-mi bat capul cu asta. Nu va mai trece mult și vom face saltul și după aia nu ne vom mai face griji. Gladia zise. Apropo, de ce ai un echipaj format numai din bărbați? Navele auroriene întotdeauna au echipaje mixte. Și navele coloniste la fel. Cele normale. Asta e una de neguțători. Ce diferență e? Comerțul presupune pericole. E o viață destul de aspră și energică. Femeile ne-ar crea probleme la bord. Ce prostie! Ce probleme vă fac eu? Nu discut. În afară de asta, așa e tradiția. Bărbații n-ar suporta. De unde știi? Gladia râse. Ai încercat? Nu, dar pe de altă parte nu vreau pe nava mea o grămadă de femei care să vocifereze că vor cușete separate. Dar eu sunt aici și îmi place. Tu ai parte de un tratament special și dacă nu m-ai fi ajutat pe Solaria, am fi avut multe necazuri. De fapt, am și avut. Oricum, n-are importanță. Atinse unul dintre contactele de pe consolă și pentru o clipă apăru o numărătoare inversă. Vom face saltul peste vreo 2 minute. N-ai fost niciodată pe pământ, nu-i așa, Gladia? Nu, bineînțeles că nu. Și nu ai văzut soarele, nu doar un soare oarecare. Nu, deși l-am văzut în dramele istorice de la hiperviziune, dar îmi închipui că ceea ce arată ei în drame nu e soarele adevărat. Sunt sigur că nu e. Dacă nu te superi, vom micșora lumina din cabină. Lumina aproape că se stinse și Gladia văzu pe ecran câmpul stelar cu stele mai luminoase și mai aglomerate decât pe cerul Aurorei. E o imagine telescopică? Întrebă șoptit. Cam așa ceva. Are o putere de mărire destul de mică. 15 secunde, începu el numărătoarea inversă. Câmpul stelar se îndepărtă și o stea luminoasă ajunse acum aproape în centru. Digi apăsa al buton și zise. Am ieșit mult din planul eclipticii. Bun, puțin riscant. Ar fi trebuit să ne îndepărtăm mai mult de steaua Aurorei înainte de salt, dar eram grăbiți. Iată soarele. Vrei să spui steaua aceea luminoasă? Da, ce zici de ea? Gladia spuse,
puțin nedumerită, căci nu știa ce răspuns aștepta bărbatul. E strălucitoare. Digi apăsă pe alt buton și cadranul se întunecă. Da, și nu o să facă bine ochilor tăi dacă te tot uiți la ea. Dar nu strălucirea contează. E doar o stea în aparență, dar gândește-te. Acesta a fost soarele original. Aceasta a fost steaua cărui lumina a strălucit pe o planetă care era singura locuită de oameni. A strălucit pe o planetă pe care oamenii se dezvoltau încetul cu încetul. A strălucit pe planeta pe care viața s-a format acum miliarde de ani, forme de viață care au evoluat transformându-se în ființe omenești. Sunt 300 de miliarde de stele în galaxie și 100 de miliarde de galaxii în univers, dar numai una dintre stelele astea au dat naștere omenirii și aceasta este Soarele. Gladia era să spună, oricum, una tot trebuia să fie Soarele, dar se gândi mai bine. Foarte impresionant, zise ea destul de încet. Nu e numai impresionant, zise Digi, ochii fiindu-i ascunși în întuneric. Nu există colonist în galaxie care să nu considere că asta este steaua lui. Radiația stelelor care strălucesc deasupra planetelor considerate planete casă este o radiație împrumutată, radiația închiriată pe care o folosim noi. Aici, chiar aici, e radiația adevărată care ne-a dat viață. Steaua și planeta care se învârte în jurul ei, Pământul, sunt cele care ne țin strâns legați. Dacă nu am fi avut nimic altceva în comun, ne-ar fi rămas luminile de pe ecran și ar fi fost de ajuns. Voi, spațialii, ați uitat-o. De asta sunteți despărțiți și de asta nu veți supraviețui mult. E destul loc pentru toți ei, capitane, zise Gladia încet. Da, desigur. N-aș face nimic ca să împiedic supraviețuirea locuitorilor din spațiu. Cred că asta li se va întâmpla și s-ar putea să nu li se întâmple dacă ar lăsa deoparte aerul lor superior, atât de iritant, roboții și egocentrismul, cufundarea în lunga lor viață. Așa mă vezi tu pe mine, Digi? Întrebă Gladia. Digi răspunse. Ai avut momente când erai așa. Oricum, te-ai schimbat în bine. Trebuie să recunosc. Mulțumesc, spuse ea cu ironie evidentă. Și, deși ți s-ar părea greu de crezut, coloniștii au și ei aroganța și mândria lor. Dar și tu te-ai schimbat în bine și eu îți recunosc acest merit. Digi râse. În ciuda amabilității pe care ne-o arătăm unul altuia, se pare că tot vom sfârși dușmănindu-ne pe viață. Aiurea, răspunse Gladia, râzând la rândul ei și fu puțin surprinsă să vadă că mâna lui era în a ei. Și cu atât mai surprinsă când își dădu seama că nu o îndepărtase.